Bună și bună să vă fie inima. Numele meu este Adrian Cranta și în acest nou început de an, în ciclul Misterele Vieții, Misterele Sănătății, venim cu un subiect cu adevărat impactant. Nevoia de a sta lângă un înțelept. Și vom analiza pas cu pas ce este această nevoie. Nevoia este o înțelegere a faptului că îți lipsește ceva și că identificând acel ceva crești în complexitate și astfel crești ca maturitate. Asta înseamnă că odată ce ai identificat o nevoie, deja baza pe care construiești crește. Asta înseamnă că cu cât poți să-ți creezi o bază mai mare, cu atât vei avea o ascensiune mai de lungă durată. Ce presupune a sta lângă un înțelept? Doar a sta în acel mediu, fără a te întrepătrunde cu acel câmp de cunoaștere, nu poate să ducă la rezultate prea mari. Ce înseamnă un înțelept? Dacă definim cuvântul înțelept ca fiind un om priceput, un om cu multă experiență, un om care vine cu soluții la problemele cu care vin oamenii, atunci înțelegem doar foarte puțin din ceea ce presupune a fi un om înțelept. Un om înțelept este acel care poate să transmită învățătura, cunoașterea, abilitățile, know-how-ul și poate să te ghideze în această viață pentru a reuși la rândul tău să devii înțelept. Ce se întâmplă când stai în câmpul unui om înțelept? Un om înțelept este un om aliniat cu cerul și pământul. Stând în câmpul lui, devii aliniat cu cerul și pământul. Astfel, vei primi ghidare și înțelepciune. Cine se aseamănă, se adună. Când un fier stă lângă un magnet, după un timp mai îndelungat sau mai puțin, acea bucată de fier capătă însușirile magnetului. Deci, repetăm, ce se întâmplă dacă stai? Sau, ai lângă cine sta? A sta cu adevărat înseamnă a sta cu toate locul. Adică, a fi acolo, trup, suflet și spirit implicat în acel câmp informațional. Ce înseamnă când se spune că nu mintea, ci sufletul tău află înțelesul lucrurilor și îl poate da mai departe? De multe ori noi mergem la școală și ne întâlnim cu o serie de profesori. Uneori întâlnim profesori care vorbesc mult, dar nu rămân cu nimic din ceea ce îi spun. Și asta este datorită faptului că sufletul lor nu este implicat în această transmitere de cunoaștere. Sufletul lor ori este obosit, ori e scârbit de ceea ce face stăpânul. Și atunci se ajunge la acea situație
semnalată de multe ori în pedagogie, în care profesorii doar repetă un fel de copy-paste ceea ce este în manual. Deci, ce înseamnă că nu mintea, ci sufletul tău află înțelesul lucrurilor și îl poate da mai departe? Înseamnă că este o întâlnire între două suflete. Sufletul profesorului și sufletul elevului. Cele două suflete se întâlnesc, se conectează și în acest mod are loc transmisia, transmiterea informațiilor și abilităților. În general, 2,7% din informații se transmit într-un limbaj verbal. Dar celelalte procente într-o formă non-verbală. Dacă această formă non-verbală nu este coordonată de suflet, atunci apare acel limbaj de lemn. Profesorul se enervează că mă are încă și n-a terminat, iar elevul se enervează pentru că nu înțelege nimic, cumva este sedus, abandonat. Deci, dacă înțelegem că sufletul este cheia, atunci înțelegem că sufletul stă în spatele înțelegerii, că de fapt înțelegerea este calea către suflet și dinspre suflet. Memorarea este o cale a creierului, dar fără înțelegere se uită repede. Ce sau cum să înțelegem vorbele ce se aud în societate? Sunt multe vorbe, unele te ajută, te clădesc, altele te dărâmă. Este foarte important să înțelegem cum să le deosebim. De multe ori auzim că un copac are mai multe șanse să crească într-o pădure decât singuratic. Și pădurea în sine, prin mărăcia ei, stă în mărturie. Dar gurile rele sau formatorii spun că nu. Că de vei sta lângă sau sub un copac, sub un steza, nu vei putea crește și nu vei putea face nimic în viață. Ei spun că tot ce trebuie este deja în tine și că nu ai nevoie de profesor. Ceea ce, bineînțeles, este fals. Ceea ce ei spun la modul real, spun că e normal să redescoperi roata, adică să pierzi timp prețios și energie pe ceva ce deja s-a făcut. Așa că ajungi într-o situație în care ai o pierdere pe toată linia. Sunt foarte multe filozofii care spun că poți să înveți singur, nu trebuie absolut nimic, poți să fii un autodidact. Dar însă Eminescu și mulți, mulți alți oameni de valoare, dacă este să ne raportăm la ceea ce este în vest, ceea ce a fost, ei au trebuit să învețe cu profesori buni la școli mari adevărate. Și după ce și-au creat o bază de date, au putut să meargă la nivelul următor, anume să fie autodidact. Dacă un profesor nu te învață unde să te uiți, cum să te uiți, ce să cauți, ce să vezi,
O să te uiți o veșnicie în direcția și nu o să găsești. De aceea ai nevoie de un profesor. Ce se întâmplă cu oamenii de cad în asemenea capcane ale înțelegerii? În general, oamenii ajung să stea un pic lângă un înțelept până ce încep să se deschidă. Și când, în sfârșit, trebuie să înceapă pregătirile pentru a învăța, ei pleacă pentru că se consideră că sunt deja maestri erudiți, adică superficiali. De multe ori, graba și nerăbdarea apare în viața unui om. Și aceste două cheamă, poate cu o mică întârziere, ceva care e mereu la vedere, adică superficialitatea. Când omul se grăbește, are toate șansele să devină superficial. Și uneori ne întrebăm care este situația în momentul acesta din punct de vedere al cunoașterii. Trăim într-o perioadă a situațiilor de pierdere a identității, a scopurilor strămoșești, a scopurilor personale, a valorilor. În această situație avem nevoie mai mult decât oricând de un mentor, de un învățător, de un dascăl, de un maestru. El devine ca un generator, ca un soare, ca un generator de valori hrănitoare cu care ne identificăm pentru a ne hrăni conștiința și a ne manifesta prin conștiința spiritului. Dacă ne gândim la istoria Japoniei, a fost o perioadă în care samuraii au deținut o putere colosală. Da, când ei avansau și deveneau mai puternici, ocupau un statut mai bun în societate, în ierarhie, ei deveneau un fel de seniori, daimyo. Aveau sub ei subalterni, aveau deasupra lor seniori. Ei își dădeau seama clar că fără un stăpân este foarte greu. De aceea, în unele limbi, cuvântul își păstrează esența, cuvântul maestru, master, stăpân. Stăpân în sensul că stăpânește viața, stăpânește modalități, know-how-uri prin care să te poți perfecționa. A avea un stăpân, a avea un profesor, a avea un mentor, este ca și o corabie care, apropiindu-se de țărm, unde sunt multe provocări, apare ca din senin, acel far de pe malul mării, care luminează largul mării și care ajută corabia, nava, să se ghideze mai ușor. Când noi nu avem un stăpân, când noi nu avem un Dumnezeu, când noi nu avem un profesor, când noi nu avem un maestru,
nu putem spune că evoluăm. Ritmul de evoluare devine foarte lent sau stagnează. De aceea noi trebuie tot timpul să avem grijă, să avem un profesor, un om de înaltă valoare, un mentor, care să ne ajute și să ne prioritizeze pașii în această viață. La rândul nostru, când ajutăm pe altcineva, fiind la un nivel mai jos decât noi, putem spune că are loc acea dublă acțiune care te face să devii conștient și să-ți păstrezi conștiința sensului înspre care te îndrepti. O altă întrebare. Cum controlăm mai ușor timpul și spațiul social? Noi am auzit de foarte multe lucruri legate de social. Apropiere socială, distanțare socială, presiune socială. Și le-am simțit. Dar întrebarea este, cum controlăm timpul și spațiul din punctul de vedere social? Dacă noi ne gândim la timp, noi ne gândim la istorie. Dacă noi ne gândim la spațiu, noi ne gândim la geografie. Din nefericire, ceea ce accelerează această pierdere a identităților, a rădăcinii și a sensului în care mergem, este pierderea interesului pentru istorie, pierderea interesului pentru geografie. Se pierde interesul pentru anatomie, biologie, fiziologie. Tot ceea ce ar putea ajuta să îți menții sănătatea la un nivel optim. Întrebarea este, de ce își pierd oamenii interesul? Oamenii își pierd interesul pentru că au pierdut acea hartă secretă a cunoașterii. Pentru că, fără înțelegere, degeaba au inteligență. Înțelegerea și inteligența merg mână în mână. Dar dacă noi vorbim de inteligență, până la nivel de deșteptăciune, avem o multitudine de tipuri de inteligență. Rețineți! Inteligența, când merge mână în mână cu memoria, în cel mai fericit caz rămâi la nivelul la care ești. Dar când inteligența merge mână în mână cu înțelegerea, atunci se întâmplă acel miracol în sensul că progresăm. Nu există înțelegere, nu există interes. Oricât de puternică ar fi memoria, ea nu te poate ajuta să-ți păstrezi interesul și curiozitatea vie. Din fuziunea înțelegerii cu inteligența apare cunoașterea. Deci, dacă este să ne gândim, să punem deasupra memoria și pe locul secund înțelegerea, atunci ne dăm seama că e un început greșit. Dar, dacă noi punem deasupra înțelegerea, adică punem deasupra acea parte sufletească a noastră, care intră în rezonanță cu acea parte sufletească a lucrurilor, a oamenilor, atunci noi putem spune că suntem pe drumul cel bun. Deci,
traversăm o perioadă foarte dificilă. O perioadă în care nu mai avem modele. De multe ori văd situații, oameni care sunt diagnosticați cu tot felul de boli. Dar când te uiți bine la ei, vezi că de fapt ei nu au niște modele cu care să se oglindească, să se identifice. Nu apare acel proces de identificare cu valorile cu care vrei să ai de-a face. Dacă noi vorbim de hrănirea conștiinței, noi vorbim de faptul că oamenii înțeleg că dacă vor să hrănească conștiința, trebuie să se identifice cu ea. Și ea să o identifice cu valorile respective. La ora actuală poate nu vei găsi un om perfect, dar poți să-ți faci un tablou robot privind ce anume vrei de la fiecare. Și așa cum frumos spune Arsenie Boca, că Dumnezeu se poate gândește la noi atâta timp cât noi ne gândim la El, la fel, un mare psiholog, Makarenko, spune că spune-mi cu ce te preocupi mai mult într-o zi ca să spun ceea ce vei deveni. Fantastic. Este ceea ce spun americani, anume că noi suntem suma valorilor celor 5 oameni cu care avem de-a face în fiecare zi, ca și timp. Deci, cei 5 oameni cu care stăm cel mai mult, suntem suma valorilor lor. Asta în situația în care noi nu facem nimic, în care noi nu căutăm să ne identificăm cu acele valori de care noi avem nevoie. Este adevărat, toate lucrurile încep greu, dar orice drum început este pe jumătate parcurs. De aceea spun că orice ființă, dacă nu are un soare al ei, dacă nu are un generator de idei, un generator de valori, acea ființă se va pierde. Și atunci este important pentru noi, într-o perioadă când valorile aproape că nu le mai vedem, este important pentru noi să căutăm, să pornim în căutarea lor, să începem să căutăm aceste valori și să avem de-a face cu ele, să discutăm și să înțelegem ce anume i-a făcut pe acești oameni să devină o valoare. Ce sacrificii, ce speranțe, ce credințe i-a mânat de la spate pentru a se atinge în altul ideal. În esență, toată viața avem de învățat. Când nu mai învățăm, deja intrăm în declin. Era o vorbă frumoasă pe care bunica o zicea și zicea: Adrian, dacă stai și privești la toți oamenii care au trăit mult, vei vedea că acei oameni au fost mai mereu în mișcare. Dacă stai și privești la artiști, oameni de valoare, scriitori, poeți, și oameni de cultură, muzicieni, vei vedea că au fost mereu într-o continuă căutare. Această continuă căutare, continuă mișcare, i-a menținut vii și senin și cu o minte clară și trează până când au plecat dincolo.
văzând mari artiști din lumea teatrului și cinematografiei românești, care au plecat la vârste înaintate, 95, 98, peste 100, 80, 85, am văzut că viața lor a fost o îndelungă căutare a acelei perfecțiuni pe care și-au dorit-o mereu și mereu. Lucrul acesta i-a menținut în condiții excelente de comunicare, de creativitate. De aceea, eu continui să cred, așa cum în lumea muzicii, cât ai fi de mare muzician, te întorci înapoi la profesorul tău pentru a te reacorda la originea de unde ai plecat, la fel și în lumea artiștilor, și în lumea umană, te întorci mereu și mereu la valorile care te-au născut, te-au crescut, te-au hrănit, te-au educat. Este chiar o idee bună să începeți să vă căutați valori cu care să vă hrăniți sufletul și viața. Un mentor este un mentor. Un maestru pentru o zi, de multe ori sau uneori, este precum un părinte pentru o viață. Sunt rar, dar tocmai asta ne face să-i căutăm. Pentru astăzi este suficient. Până data viitoare, vă doresc numai de bine, sănătate, lumină și pace. Tot ce vă doriți.